În Neamț, în 58 de localități, există o rată de infectare care va permite întoarcerea elevilor în bănci, respectiv învățământ în scenariul verde. Conform raportărilor Inspectoratului Școlar, doar Comuna Moldoveni are o rată de 3,46 la mie. În municipiul reședință de județ Piatra Neamț, rata de infectare raportată ministrului Sorin Câmpeanu a fost de 2,99 la mie, ceea ce înseamnă că unitățile școlare urmează a învăța în scenariul galben la școală, urmând să participe elevii din învățământul preșcolar, primar și acelor din clasele a 8-a și a 12-a. Școlile au măști dezinfectanți, stingătoare de incendii, planuri de evacuare, au tot ce le trebuie, a declarat Mihai Obreja, inspector școlar general, care l-a asigurat pe ministru că mai există câteva situații punctuale ce trebuie rezolvate în câteva școli din mediul rural privind circuitele de intrare-ieșire a elevilor.